Sunt momente în viața fiecăruia când ajungi la un capăt de drum, când ai impresia că drumul e închis, că nu mai ai nicio șansă, că nu mai am trecut pe acolo, știu cum e, dau dreptate la toată lumea. Nu, nimeni nu înțelege pe nimeni ce e în sufletul fiecăruia și câte probleme, că fiecare avem schelet în dulap și înțeleg. Dar căutați ajutor. Depresia nu e o vină, e o boală. Căutați ajutor și cei care aveți familiari sau prieteni sau cunoștințe care îi vedeți că au o perioadă mai proastă, care dau semne că nu sunt ok, încercați să vorbiți cu ei, încercați să-i ajutați, pentru că diferența dintre viață și moarte o face 2-3 secunde. Și cred că asta e problema țării noastre și problema societății, că nimeni nu mai dă doi bani pe nimeni și se lasă toți în voia sorții, așteptând ca binele să învingă sau să se rezolve situația de la sine. Bă, unele situații nu se rezolvă de la sine, trebuie să cauți ajutor, trebuie să cauți un tratament. E un fenomen cu care ne confruntăm și mai ales în rândul tinerilor. Am văzut băieți care s-au cad de pe bloc, că au pierdut telefonul și le-a frică să nu-i certe părinții acasă, știi? Adică eu cred că în treaba asta trebuie să cauți ajutor. Există lumină la orice capăt de drum, nu e totul pierdut, orice se poate reface, mai puțin viața. Banii, lucrurile, tot ceea ce e pe planeta asta material, vin și se duc. Regretele îți rămân pentru eternitate.